Și nuntași părtași la bucuria celor doi tineri. A rânduit Dumnezeu ca în experiența sa duhovnicească omul să trăiască momente excepționale. Dar parcă niciunul din momentele vieții nu este mai emoționant și nu îmbracă valențe mai luminoase decât acela când cei doi, Mirele și Mireasa, sunt aduși de către naș în fața Sfântului Altar să primească taina cununiei.